Liderii Federației Naționale Mine Energie amenință cu noi proteste în cazul în care managerul interimar al CEO, Laurențiu Ciobotărică, nu va rezolva problema claselor de salarizare. Sindicaliștii cer ca persoanele care nu au îndeplinit criteriile de acordare a acelor clase să piardă acum din drepturi, iar Ciobotărică le-a promis că se va ocupa de acest lucru. Constantin Mitrescu afirmă că cei care vor avea de suferit sunt cei care au fost promovați în cadrul companiei energetice în funcție de apartenența politică. Președintele FNM, Dumitru Pârvulescu, afirmă că, în cazul în care Ciobotărică nu se va ține de cuvânt, atunci vor exista angajații CEO care vor intra din nou în greva foamei. Revin la acea formă extremă de protest. Forma aceea extremă de protest s-a făcut individual. Nu s-a făcut de către FNM în formă organizată. Pentru că știți bine că atunci au fost inclusiv salariați care nu sunt membri de sindicat în forma aceea extremă de protest. Deci, pe colegii care au făcut acea formă extremă de protest, nu poate să-i convingă Pârvulescu sau conducerea FNM să nu facă dacă această formă de protest la un moment dat, dacă dumnealor consideră că trebuie să o facă. Constantin Mitrescu spune că primii vizați de această măsură sunt cei care au fost promovați pe baza apartenenței politice. Lider de sindicat, acei conducători de formație sau eu știu oameni care au ajutat la crearea acestui sindicat meu și au fost recompensați. Acei salariați care au fost promovați cu influențe politice, de primar, de că au făcut parte dintr-un anumit partid politic, că au lipit afișe, nu știu, mă rog. Peste 2000 de persoane au beneficiat de creșteri salariale la sfârșitul anului trecut, atunci când a fost pus în practică acțiunea de echilibrare a veniturilor. De verificarea persoanelor ce au beneficiat de creșteri salariale se ocupă Patricia Pătrașcu, directorul de la Resurse Umane.